Corpurile de clădire de pe strada Bistriței, în care funcționează centrul militar județean, se află într-o stare avansată de degradare, prezintă risc seismic și constituie un real pericol pentru personalul care își desfășoară activitatea acolo. Consiliul județean Buzău, care deține respectivele spații, a hotărât, în urma unei expertize, că imobilele nu mai pot fi renovate și trebuie construită o nouă clădire. Până când vor fi găsite resursele financiare pentru realizarea acestui obiectiv, s-a găsit soluția provizorie a instalării unor module tip container unde angajații centrului militar vor fi nevoiți să se mute. Clădirea este în proprietatea, acea clădire de acolo este în proprietatea Consiliului de chiar ei, chiar dacă ei aparțin Ministerului Apărării Naționale. Clădirea este într-o stare de degradare avansată și până când vom găsi o soluție. De a face o altă clădire, că expertiza spune că nu se mai poate reabilita, și acolo am achiziționat niște module moderne unde cei de acolo din centru militar poate să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Activitatea centrului militar presupune accesul în incinta a civililor, astfel că, din motive de securitate, instituția nu poate funcționa într-un spațiu al Ministerului Apărării Naționale. În aceste condiții, Consiliul Județean a luat decizia să achiziționeze aceste module, pe care le va instala în curtea Centrului Militar de pe strada Bistriței, iar personalul instituției își va muta activitatea în spațiile provizorii. Centrul Militar Județean este organul militar teritorial al Ministerului Apărării Naționale, unic la nivelul județului, care are ca principală misiune asigurarea cu resurse umane a structurilor sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională.